la cea de-a 16-a ediție. Acest program promovează lectura. Nu a fost o altă zi mai potrivită decât cea de 5 februarie. De ce? Pentru că astăzi, la nivel mondial, se sărbătorește ziua cititului împreună. Sau lectura în voce. O campanie de promovare, în mod special, a lecturii, dar și de promovare a alfabetizării. E adevărat că rezultatele PISA, care tocmai ne-a și mobilizat ca să vedem acest program puțin diferit, se rezonează sau, să zicem așa, demonstrează și anumite carențe la nivel de percepere a textului literar și la nivel internațional. Așa încât, probabil, Chișinău le citește pentru noi, rămâne în 2020, un program care, într-adevăr, va promova literatura de calitate, va promova scriitori de calitate, de aici, de acasă, dar va aplica și anumite metode noi de a înțelege mai bine textul literar, de a înțelege mai bine anumite evenimente din text, din opera literară. De aceea, dragi prieteni, ne-am adunat astăzi alături de scriitorii priși în această oră a promovării lecturii, alături de criticii literari și, bineînțeles, alături de actori, pentru a înțelege mai bine textul, a înțelege mai bine, a demonstra tuturor că lectura trebuie să fie parte, foarte parte din cotidianul nostru, dar și să o animăm, să o înțelegem cartea mai bine. Deci, îi salut aici, alături de mine, pe domnul Dumitru Crucu, care e în acest program cu o nouă carte a scriitorului, prozatorului și bunului coleg al Bibliotecii Municipale, fiind vorba de ziua de naștere al lui Mihai Mihailovici, acum apărută la editura Humanitas. Să vă salutăm și bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat pentru a fi în acest program. La fel îl salut aici pe domnul Studio Bicudeanu, cu cartea sa Un strigăt pe Nistru. La fel o carte care sperăm va ajunge la adolescenții prinși în acest program. Și la fel salut aici și pe Viorica Kowalski, care va fi alături de bibliotecarii noștri, copiii noștri, cu cartea sa Bundița Crăița, Zâmbișor, Cornișor, de pe Muntele Dor. Ziceam eu că ne prindem în acest program alături de criticii literari, o salut aici pe Maria Șlaftinski, pe domnul Vitalie Răcăileanu, dar și pe Maria Tiltin, care vor împărtăși la acest eveniment despre cărțile incluse în acest program. Și, bineînțeles, le salut aici pe actrițele Ana Tkachenko, actriță în cadrul teatrului Mihai Ionescu, pe Daniela Borlaca, care este și regizoarea teatrului Geneza Art și actriță cunoscută aici în țară, dar o salut și pe doamna Vera Trebuță, care este cainic și cadru didactic în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și alte clasice. Eu zic să începem, dragi colegi, evenimentul de astăzi cu prezentarea cărții domnului Dumitru Crucu. Și pentru început, eu zic eu să rugăm pe doamna Maria Șlaftinski ca să ne vorbească despre această carte, cum să ne apropiem de ea pentru, așa cum ziceam, mai înțelege mai bine textul literar. Doamna Șlaftinski, vă rugăm. Dar îmi zic colegii că, iată, o avem alături și pe doamna șefa secției cultură, a direcției cultură, pe doamna Stăluța Mediu. Vă salutăm și vă mulțumim că în toată feria, în timpul evenimente culturale care au loc în Chișinău, sunteți astăzi alături de noi, ca de fiecare dată, și probabil pentru un mesaj de încurajare și de start a acestui program, doamna Mediuc, vă oferim un mesaj de salut și doamna Maria. Bună ziua tuturor! Este o zi cu gloire, este o zi... Se spune că plouă este fine. Plouă la munte, este un singur lucru. Plouă este de roadă,
soare, dar tot rouă. Eu, în primul rând, îmi cer scuze pentru faptul că am reținut, dar fac niște momente când nu m-am ținut de mine. Dar oricum a venit foarte repede, sper că nu m-am reținut cu mult timp. Este un proiect extraordinar de frumos, este un proiect tradiției mari, nu mă mai, nu vreau să ne repet, pentru că sunt sigur că Mariana deja a văzut totul. Noi susținem totalmente, noi susținem în genere activitatea, suntem mândri de activitatea bibliotecilor, adică bibliotecii HD cu filialele sale. Mai avem încă o bibliotecă, bună ziua, cum să vă dă. Mai avem încă o bibliotecă deschisă de recent la Spitalul Ignatelor. Tot ce se întâmplă este foarte frumos și faptul că tinerii citesc este un simbol a faptului că noi mergem înainte și toate telefoanele acestea, mobile, toate IP-urile acestea. Deci nu ne-au luat chiar tot spațiul de interes. Oricum nu pot să le dai la o parte, oricum știm o variantă electronică, multe cărți. Eu personal știu să fac multă variantă electronică pentru că nu prea găsesc cărți în cele pe care am nevoie de variantă hârtie și nici nu prea am nici cărți de caut, nici despre variantă electronică. Dar faptul că privilegia o activitate atât de mare, că acest proiect e deja la 17-a ediție, și are rezultate bune, este un lucru benefic pentru noi, toți Chișinăului și pentru vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că vă implicați. Vă implicați cu inima și cu sufletul tot ce se întâmplă în viața noastră culturală, anume ce ține de editare, anume ce ține de carte, de dezvoltare în lucrurile. Vă mulțumesc mult! Nu vă mai deții! Doamna ministru, mulțumesc pentru prezență. Ascultați, într-adevăr, că astăzi generația tânără se atașează de tehnologii și din acest motiv și ediția în acest an. Vom încerca să-i sensibilizăm, motivăm pe tineri, adolescenți, să creeze în acele filme numite astăzi și cu creierul pentru a promova aceste cărți colegilor, prietenilor, cu speranța că aceste filmulețe vor aduce oricum spre bibliotecă, pentru că asta este mesajul nostru deja de mulți ani, nemijlocit deja de 17 ani prin intermediul acestui program. Da, e adevărat, acest program a evoluat destul de frumos pe parcursul anilor, de la o carte, iar am ajuns la trei cărți, fiind pentru cele trei segmente de cititori, copii, adolescenți, dar și cei care au deja și o experiență în ale lecturii. Da, și o invit acum pe doamna Șachinski să ne vorbească despre cartea lui Dumitru Cudu, ziua de naștere a lui Dumitru Mihai Țaievici. Bună ziua! Dragi colegi și scriitori, în primul rând, îi felicit pe autorii care anul acesta sunt în Cop, pentru că acest eveniment, maraton pentru un an de zile, înseamnă de fapt să selectezi din tot ce s-a publicat, așa înțeleg eu, da, din tot ce s-a publicat în anul precedent, și să alegi trei cărți care intră într-un maraton al lecturii. Deci sunteți în Cop, felicit pentru această performanță. Întrebarea face că am vorbit despre toți trei și am participat la lansările tuturor cărților care sunt astăzi pe masa dumneavoastră, pe masa noastră. Și mă bucur că ați ajuns aici. Două romane și o carte pentru copii. Mă bucur pentru mine, care am citit și că am fost la acest lansament și mă bucur în mod special pentru dumneavoastră și pentru cititori. Succese și putere de muncă în continuare, inspirație. Această tradiție care este fixată deja, știți cum, ediția a 5-a, a 7-a, sunt niște ediții ale unui eveniment. Iar dacă este a 17-a ediție,
tradiție, este deja o tradiție bine fixată în activitatea bibliotecilor din municipiul Chișinău și conștiința chișinăuienilor. Felicitări, doamna director și doamna director, puteți să susțineți acest proiect și proiecte și alte proiecte în continuare și puteți finanțați și asta contează. Astăzi vă invit să citiți această carte care se numește Ziua de naștere a lui Isaie Mihailovici și este semnată de Dumitru Prudu și este o performanță a literaturii române din stânga Bordului, întrucât de rând cu altă carte a colegului nostru Ricare Ciobanu, a Bordului pe Iusura Comandas. Două Bordului, da? Eu cred că aceasta este o performanță pe editură, da? Intrarea în colecția editurii Humanitas este un succes. Așa că e bine că să se vorbească despre asta și este bine să se știe despre acest lucru. Acesta este al patrulea roman, Dumitru să mă părătesc, al patrulea roman al lui Dumitru. Dumitru Prudu este un prozator cu personalitate, bineînțeles fiecare scriitor are personalitatea sa, iar în domeniul prozei, în domeniul romanului, Dumitru are un stil și o concepție scriitoricească aparte. Cred că a abandonat de mult monumentalul sau proza lui este non-monumentală sau anti-monumentală. Niciunul din romanele lui nu au subiecte așa trasate ax, cu ramificări clasice și așa mai departe, el scrie altfel. Cred că două romane, Cel în Georgia și Un american la Chișinău, este mai degrabă, se ține de romanul scris pe drum, de un personaj mereu în mișcare. Iar această mișcare în spațiul propriei celor două romane la care m-am referit, devine mișcare în timp în această carte. Cartea este despre istoria basarabenilor. E o carte care vorbește despre noi. Uitați-vă la acest personaj care e protagonistul romanului, se numește Mihailovici. Înțelegeți de ce e roman, nu? E Mihai, ca și cum revenim la forma românească, dar nu se poate încă desprinde de patronimic structură rusească a limbii. E Mihai Mihailovici. Suntem un amestec. Basarabenii continuă să fie un amestec de vitregii ale istoriei. Și lucrul acesta se observă chiar în numele personajului. Un american la Chișinău, romanul Un american la Chișinău, se încheie cu intrarea într-un fel de suspans a personajului american, Martin. Martin se pierde, vine la Chișinău și se pierde undeva. Și așa simbolat se încheie romanul. Îi spuneam lui Dumitru, eu îl caut, nu mai pot să-mi dau seama cum e să fi pierdut acel american venit la Chișinău, trecând prin Brașov și, mă rog, nu mă mai refer la acel roman, care la fel este foarte interesant și scris atipic. Asta vreau să spun, că scrie atipic. Bine, apare chiar la începutul cărții și zic, a, da, da, cred că e despre parte. Eu așteptam un roman, partea a doua a romanului Un american la Chișinău, și cred că va fi despre cel american dispărut așa subit, undeva, în spațiul nostru mic, dar foarte condusional. E un pretext, totuși, pentru că romanul nu este despre Martin. Martin este la Chișinău, el vine ca prieten al fiului lui Mihai Mihailovici, iar Mihai Mihailovici urmează să fie mormântat la București, pentru că el ajunge totuși la București să locuiască la București. Istoria Basarabiei este povestită, chiar la mijlocul secolului 20, să spun așa, este povestită prin ziua de naștere a acestui personaj. Nimic patetic, nimic monumental.
este tocmai ceea ce înseamnă istorie și viziunea lui mare romancier Gran Condera. Istoria pentru un romancier și pentru cei care suntem locuitorii acestui spațiu trece de nebăt prin viețile fiecăruia. Istoria aceea mare, mare, mare pe care se ocupă istoricii, în roman devine istoria fiecăruia dintre voi, istoria acestui personaj. Și Dumitru alege aici și scrie undeva că e un puzzle aici în această carte construită pe principiul acesta puzzle. O fi fiind și așa, firește, dar fiecare secvență reflectă ziua de naștere din 1950, din 1955 și așa mai departe. Nu e un principiu cronologic, ar fi fost foarte simplu să fie un principiu cronologic, dar e aleatoriu. E aleatoriu ca și cum cineva cu o conștiință de din afara acestui roman își amintește. Și amintirea niciodată nu este cronologică. Ea este cumva desărită. Va fi fiind o narator din afara acestui roman care își amintește de acele zile de naștere, care se întâmplă lucruri dintre cele mai obișnuite, dar și lucruri foarte tragice. Aici găsim pierderea Basarabiei, venirea, ocupare de către sovietici, deportări, foame, tot ce s-a întâmplat în acest segment de timp se reflectă în destinul acestui personaj, nu neapărat strict al lui, ci și al familiei lui, pentru că și familia este frântă și copiii au un anumit destin. Acesta e ceea ce ține de construcția acestui roman și felul cum e reflectat ca în oglinzi mișcătoare, ca într-un fel de caleidoscop în care sunt foarte multe sticluțe care conțin ziua de naștere a acestui personaj, istoria noastră se reflectă așa în mișcare. Ceea ce pare mie interesant este că Dumitru Pudu construiește narațiunea lui din realitățile cu cunoscirile, unii dintre noi îi cunosc anumite detalii și atunci vedem că e o fel de alchimie destul de ușoară pentru cei care cunosc. Dar pentru cei care nu cunosc aceste realități și copiii și tinerii care vor citi acest roman nu mai cunosc aceste realități din viața reală, vor citi ca pe aceste lucruri, ca pe niște construcții ale fanteziei scriitorului. E un fel de alchimie a socialului sau a istoriei. Trebuie să citesc un scurt fragment, pentru că nu o să mă întind la vorba, că avem o oră, înțeles eu. Un fragment de aici. Și ceea ce am să citesc este propriu și romanului și celorlalte romane, oameni reali, scriitori, personalități politice, nume, cum ar fi, bună oară, un american mai fi și meu, un nume de politician important, nu o să-i mai dau nume, sau un fost ministru, sau, mă rog, nume de persoane reale se întâlnesc în acel roman, dar și aici. Aici e cumva mai combinat. Iată că citesc. Un fragment. Un articol semnat de Valeriu Borisovici Kropotinski. E o combinare dintre Valeriu Borisovici Seric, cum a fost un critic literar, și Andrei Kropotinski. Pentru cei care știu, noi cunoaștem. Dar cei care nu știu, să zic că nu, era o oricare Valeriu Borisovici Kropotinski. Vă spuneam de ceasta am chimit. Unde acesta desfința nouă romana lui Dumitru Prudu, scriitorul Dumitru Prudu, nu neapărat cu omul Dumitru care stă acolo, ziua de naștere a lui Mihai Mihailovici, reproșându-i acestuia că pasajul cu dentistul îl împrumutase de la Gabriel Garcia Marquez și dintr-o proză chineză, de cel în care Mihai le fură pistoarele unor soldați sovietici și, în general, nu acesta e romanul pe care îl așteaptă toată lumea, acesta fiind un roman plin de lucruri comune și de banalități. Ba, din contră, acesta e romanul pe care îl așteaptă lumea, pentru că romanul mare se poate constitui din lucruri comune și banalități. Depinde cum intră în ecuație aceste lucruri comune și banalități. Citiți acest roman și vedeți ce este în el. Nu mă povestesc subiectul, că nu are niciun rost să-l
numeroase subiecte. Vă invit să citiți și veți avea revelații. Vreau să spun ultimul gând. Venind aici, mă gândeam așa, am o obișnuință de a, atunci când merg pe jos, mă și gândesc. Probabil sunt unicele segmente deja când mă și gândesc. Și venind de la serviciu meu până aici, m-am gândit la un lucru. Avem tot timpul tendința de a citi ce a scris mare literatură, ce a scris mare literatură rusă, ce romane s-au scris, nu știu, ce cărți cu care și cu care. Și uităm să ne interesăm ce fac oamenii de muncă noi. Știți că eu am fost bolnavă de această boală, de care e bolnavă mai toată lumea, și într-un moment, sigur, citesc în continuare aceste mari cărți și îmi place să descoper ce scriu alte neamuri, ce se scriu în alte literaturi. Dar este foarte important să vedem ce scriu oamenii de aici, de lângă noi. Pentru că oricât de mult am vrea să fim din altă parte, să fim nu știu unde, nu știu unde. Noi totuși suntem de aici și ar trebui să ne pese ce avem noi, ce avem în literatura astăzi, cum contribuie partea noastră de literatură românească la dezvoltarea literaturii românești generale, din care, bineînțeles, se face parte. Bravo, succes! Și dumneavoastră, curaj și trebuie să ceriți. Lecturii încercetare, să continuăm cu lecturii în continuare și mă invitea și doamna Daniela Bumbaca să ne citească din acest roman care a început o mică lectură să facă doamna Fertiți, deci continuăm pe aceeași noză. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Cu mult respect pentru lectură și pentru oamenii care scriu și în mod special scriu aici în Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult, Dumitru, pentru invitație. A fost o plăcere să accept această invitație și trebuie să mă mulțumesc că am început să citesc romanul, dar și cum ce să citesc, întotdeauna de la ultima pagină. Iată de ce astăzi voi citi ultimul capitol al acestui roman, care după mine are început, are deznodământul și are finalul. 28 iunie 1940. Odată cu soldații români, se retrăgeau și mari proprietari de fabrici, de restaurante și de hoteluri. Negustorii din pânzeturi, prăvăriași, medici și profesori, sau funcționari statului, jandarmi și muncitori. Și Chișinăul se golea în urma lor, ca un pahar de apă scăpat din mâini. Și fie că fugeau cu mașini de lux, cu trenuri supraaglomerate, cu trăsuri bușite cu de toate, cu căruțe arhi pline sau pe jos, toată cu ce aveau pe ei, toți aveau doar un singur gând în cap. A fost. Din această timpă, este a tovarășului capitan. I-a mai spus soldatul și i-a zis, face voită. Râgea și capitanul, numai cel de-al treilea soldat, îl privea cu mine. Ce? N-ai auzit? Lichea ce ești? Stai mai repede de aici și piciorul tău să mai calce înapoi niciodată, înțeles? Fă omul. Iar repede soldatul vorbitor de mine și-a îndreptat automatul spre Mihail Fiodorovici, împingindu-l cu ceava spre ușă. Și bărbatul a ieșit în zigzag spre cazul celor trei soldați și spre cazul soldaților din drum. Pentru că Mihail Fiodorovici și în drum mergea în zigzag, de parcă ar fi fost beat. Nu se gândea la ce i s-a întâmplat, ci că Liza născuse azi, îi născuse un băiat, avea un băiat, primul lor copil, pe care tot Mihail l-a urmărit. Când a ajuns la Papa Maria, Mihail Fiodorovici și a luat în brață pe Mihăiță, l-a luat în brață pe Mihăiță și toată seara l-a strâns la piept. Dar în noaptea aia, Mihăița a fost încercat. Și el tot învârtită, pe o coastă, pe altă, pe salteaua aia de paie pe care Baba Maria i-a închisă pe podea, fără să poată închide un ochi, și Mihăiță plângea fără întrerupere. Și neputând să doarmă, i-a povestit
pictorize. Fără să-i ascundă nimic, i-a povestit cu soldații sovietici, au fost un rup din portretele regelui Mihai, chiar în fața casei lor. Și cum s-au purișat în casă prin fundul grădinii, și cum au încăpuit tanul special scăzuțit de 3 soldați mai întâi, i-au urcat portunașii și apoi le-au luat acasă. Și tot povestit până să s-a crăpat de zor. Atunci Mihai Lucăvăriu l-a luat pe Hristă în brațe, a făcut-o pe Eliza de mână și au luat în mans bun de la Baba Maria, care nu și-a ascuns bucuria că fac picioare și au ieșit portindu se vorbește înainte. Dar când au ajuns la prima intersecție, brusc s-au oprit să dau un stâlp și s-au întrebat. Și acum, încotro, o ia mai departe. Nu știau. Nu știau unde să se ducă. Când nu mai știi unde să mergi, du-te la cultura. Îmi spunea piața mea mamă și am intrat. Și s-au pornit pe jos la fiecare. Mulțumesc și felicitări! Mulțumim mult de Maria, Maria, cu onoare pentru noi că ai fost astăzi alături de noi și ai încercat cumva să reacteze lecțiunea într-o formă mai teatrală, mai dinamică, aș spune. Eu sunt sigur că te-a impresionat și pe mine această carte. Cu siguranță va ajunge și la mai mulți lucruri de punte de acest program. Mulțumesc, scuze dacă v-am luat prea mult din timp, de vina e de YouTube. Scuzați. Da. Mulțumesc și fericitări. Da. Și acum, în continuare, vin poezii aici pe Ana Cacenco, să vedem ce a selectat ea din această parte, ce a impresionat-o, atunci să ne citească banii locuri. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație. Eu am ales un fragment, nu să-l citesc pe tot. Eu, în primul rând, recunosc un motiv egoist, e în combinație de cifre, mie fără citere, și am ales în 98 și 93. Și când am citit, am zis cu interesare. Petrecerea era în dor. Toți stăteau strânși ca țigările în cutie în jurul lui Mihai Mihailovici și nu mai conveneau să-i ureze la mulți ani și să-i mărturisească sus și tare cât țin la el și cât de mult a făcut acesta pentru fiecare dintre ei. Povesteau amintiri cu Mihai Mihailovici. Povesteau cât de grozav și de bun a fost Mihai Mihailovici cu ei. În aceste povești îl învățișau cele mai duioase și mai tandre culori. Fiecare povestaș încheia dorindu-i sănătate și o viață lungă, după care ciocna omagiatului și plângând cu toți omesenii și apoi se scula în picioare altcineva și înșiruia o nouă poveste cu Mihai Mihailovici. Apoi a intrat la nivel și s-a așezat la masă și când s-a făcut tăcere în jur, a povestit cum l-a angajat pe Mihai Zățar, chiar înainte să fie dat în jos din fruntea tipografiei. Păi imaginați așa ceva. Mai întârziam o zi și Mihai astăzi ar fi descărcat sacina gară. Fiecare dintre ei își aștepta cu minte rândul ca să povestească doar amintire despre Mihai Mihailovici, în care bineînțeles că ei erau personajele principale. Deși masa era întinsă, nimeni nu a pus nimic în gură timp au povestit. Se înțelege însă că după ce și-au istorisit poveștile, s-au nepustit la paharele de vodcă de pe masă cad în guste și s-au apucat de băut, că de fapt nu prea avea ce să mănânc. Și în afară de borș roșu sau niște cartofi prăjiți, dar nimeni nu prea avea chef de borș roșu, cu roșu sau de cartofi prăjiți. Așa că au ales morca. Cu toate că n-au reușit să bea prea mult, căci Fidel ținut cu tot din anisul să le povestească ceva despre Mihai Mihailovici și toți și-au lăsat jos paharul pe bravul mesei și au întors ochii spre el, pe excepția tipografului Nicus, care se holba peste capul lui Mihai Mihailovici la peretele din spatele său, încotro și-a aruncat privirile și cu legătorul cu ora, ca să vadă la ce se uită prietenul său de viață și de ce nu-l ascultă pe Fidel. Am undeva, în spatele lui Mihai Mihailovici, să vedea un șobolan. Un șobolan nu o trece. Îl observă și cu legătoarea sfeta s-o îndrăbăla și ceva o strânse în spate. S-a întrebat portaria, căci nu văzuse poate nici o caură, o perete sau un podar și nici nu putu să-și explice misterul. La fel cum nu fost în stare să-și explice și colega ei, Barbara, pe care șobolanul acesta a apărut ca din senin, doar în ușor. Șobolanul țâția și Fidel și ridica vocea și povesti cu
glas, îngroșat cu Mihai Mihailovici și el prefera să-i spună așa, în noaptea aia când nevasta i-a născut lui Fidel un băiat, a rămas în locul lui să tipărească ziarul și nu a închis un ochi până în jos, cu toate că nu mai pusese geană pe geană de 24 de ore, nimeni nu-l mai ținut. Pentru că toți erau cu ochii pe șobolan. Și deodată șobolanul s-a dezlipit de bordea și a traversat cantina împodobită cu tabele ale Uniunii Sovietice și pancarele de roșii, unde se vedeau numai oameni muncii care erau felicitați pentru măreața ziua eliberării de sub ocupația românească. Și s-a oprit pe mijlocul stării. Și toți se vorbeau o fricoșească la șobolan și nimeni nu-l mai urmărea pe Fidel. Însă șobolanul și era aia cu Toroza, o colegă de secție de-a lui Mihai Mihailovici, care scrisese polonicul din cratița cu ciorbă, și cu el în mână se repezi spre șobolan și toți o urmăreau pe frumoasa raia, care la rândul ei îl urmărea prin cantina apodobită de zărbătoare pe șobolanul ăla agasant cu polonicul în mână și când ajungea din urmă, îl izbea cu polonicul, jina, jina, jina! Și cu pățică se lua de bucurie, bucuroși că ea, când se vedea mereu trecea ca lor. Fiind sau ea, îndemânat, sau șobolanul acela prea scumpe, dar așa sau altfel, ea permanent nu numerea, numerea ca alături. Pe marea dezamăgire a tuturor angajaților tipografiei centrale, care urmăreau cu sufletul la rugă, exclamând, când raia iubea pe lumea. Restul citiți în carte. Mulțumesc foarte mult! Dacă Ana ai fost astăzi alături de noi și acest moment pe care v-ați asistat, Ana, văzând cifrele în cartea domnului Rudu, recunosc că și noi, cei de la Biblioteca Municipală, am întrezărit tocmai acum 10 ani romanul dumneavoastră, Macelul Georgia, s-a lansat aici în cadrul Bibliotecii Municipale, și nu o citește în acel an și am fost de până la urmă, cred eu, până la urmă, pentru că iată, astăzi avem că această carte va fi și tradusă în limba polonă. Da? În sârbă. Felicitări, deci a fost de până la urmă. Sper eu că și acest roman își va avea un viitor destul de luminos. Dar pentru despre dedicarea de, nu știu, idei, vise, le aveți vis-a-vis acest roman, puteți împărtăși o vorbită de un problemă astăzi foarte frumos la Vărășină Chieschi și Arbițele și am văzut pentru asta și aș vrea să continuăm discuția după ce o să citește de la asta carte. Vă mulțumesc frumos! Despre ce carte va fi impusă în acest program. Vă invită, domnule Leon, sau bună ziua!
studenților ce o carte trebuie să te facă să gândești. Deci, atunci fiind trebuie să pornească și de la să fixe atunci când vin cu acest program și nu știu. Și, în opinia mea, este o selecție destul de fericită în acest tur la urmă pe care avem și vorbim să ne facă să cu carte pentru cei de au fost incipient al lucrurilor, spun lucrul acesta din considerare că ambele romane vorbesc despre prezentul actual prin prisma lucrurilor pe care le facem noi. Eu o pot spune modelea cu asupra acest volum, un strigăt pe listul, semnat de conceput, scris de Gheorghe Budeama, un foarte bine cunoscut și ucis, în acest caz cultural românesc și nu numai, un autor care, să știți, că ne-a lansat niște dialoguri excepționale care au rotit absolut timpului în prezența unor personalități ilustre care și-au format gamele de temi și sunt temelia culturii noastre. Deci, cine poate nega astăzi volumul atât de bine gândit, deci o fericită zorului, cu referință la prevedata Maria Bregan. Sau dialogurile lui Gheorghe Budeama au fost și rămân la fie, știți ce mai e de toate. O fereastră prin care pătrund, o fereastră ozonată prin care pătrundem în tainele și în laboratorul personalităților. Că le-a avut în preajmă, deci a avut în preajmă oameni de artă, cercetători științifici și în cele din urmă, adică omul în sine, pentru că poate scrie cum ajută. Așadar, am scris pe niște. Nu sunt numai decât avocatul acestui roman, dar faptul că am citit cu mare atenție și sunt pe fericiții cititori, probabil că de primi, da? Că de ce mi-a oferit. Așa? Eu am avut romanul acesta, pe care l-am citit într-o singură noapte și a fost de măjură, mâna de timp, că a fost o coincidență nemaipomenită chiar a două zi. Au venit cei de la Liceul Prometeu, că aveau acest club al dialogului social, apropo cineva l-a preluat și l-au acum preponit, și zic, și mi s-au apropiat doi timp și mă întreabă. Îmi puteți să recomanda un roman care de asemenea vorbește despre evenimente, vorbește despre evenimentele din 1981 și avea roman frumos, ce-a vizitat. Iată, unul care dăinuie, este o carte care dăinuie acest adevărat, un strigăt de mistic. Titlul de la sine este atât de simplu, dar ca să vedeți cât de enigmă cuprinde acest strigăt, acest răcnet. Fiindcă vreau să vă zic, acest roman este un roman dificil și diferă foarte mult de alte romane care au fost scrise în cheie respectivă, prin considerentele că precedentele, dar doar au surprins niște clipe, niște momente, în fond, probabil că făcând doar așa, un serviciu cuiva pentru a acăpăra. Dar nu au ucinitor romanul. Doar s-au uitat, nu-i dau bine și știu și autorii. Cred că, iată, romanul lui Gheorghe Budeama vorbește de la sine, are, din ce poate de fi, că are o tentă documentare. Vă spun în cunoștință de cauză și în faptul că am fost printre foarte puțini lecturi universitare ai Universității Terastru, în care am evacuat, vreau să vă zic, universitatea, iar ceilalți care aștept astăzi, deci și-au răpat, nu l-au obținut mașini, au obținut apartamente, și-au băgat numele în istoria Universității Terastru, doar atât. Iată și Gheorghe Budeama vorbește despre adevărata tragedie, că nu știu dacă este mai corect. Tragedia transcinde de aici, tragedia așa, a timpului. Însă Gheorghe Budeama vorbește prin aceste personaje care, în realitate, sunt și au fost parte din ele, așa că în formul fizic, absolut, nu, asta nu se așteptă, deci sunt nume concrete. Deci, ofițerele armate ruse, nu mai zicem sovietice, sunt unele persoane care astăzi se activează în, nu știu, în comitetul central acesta din Transnistria.
sunt și personajele care au trecut prin carvalul timpului și astăzi sunt undeva acostați la marginea istoriei și se pune stigmatul acesta că nu va veni în luptele acestea. Gheorghe Budeanu răscolește adevărul acesta. Ne oferă subiectul, știți cum, ne oferă atât de proaspăt, o spun cu regret. Dar eu am înțeles că autorul. Gheorghe Budeanu vrea să vină prin acest triant al timpului pe care l-a pasat, deci în acest roman, între aceste, în acestul omul, da? Și oferindu-l cititorului posibilitatea să gândească. Nu, în zadar, am spus, o carte, mai întâi de toate, trebuie să facă și doar noi care ziceam, ce sunt cărțele dacă nu au ceva decât acte de adevăr? Cât de trist mi se pare nouă, cât de triste, cât de sărace, cât de impotente sunt unele romane, oferite pentru lectură, care să citesc, deci să citesc așa, la romană, și foarte trist și faptul că unii autori vin și cerșesc premii pentru astfel de romane. Cerșesc premii. Neavând cititor, dragi mei. Neavând cititor. Vă spun o cunoștință de cază. Eu sunt, deci, un tip, un tip literar care vorbesc ce a scris și cum a scris autorul românic. Eu fac o invitație. Selecționați dumneavoastră. Că l-aveți pe autor în față. De ce? Fiindcă atunci când ficțiunea sincronizează cu prinsul volumului cărții și totodată rămâne a fi pe aceeași lungime de unde cu preferințele cititorului, trebuie de spus că un autor trebuie să se consideră fericit. Deja, odată ce avem romanul în strigăt pe listul de Gheorghe Budeanu, invitorul lecturilor noastre și ne citește, e un succes aparte. Vreau să spun, dragi Gheorghe, de deja te invit, am date calendare și concrete, deci așa am mușcat, cum și știți, vă zice liceul teoretic Vasile Alexandru și ce doar vorbim de el, așa, drag, dar să citit o să vezi. Cu ei poți și dialoga, poți și continua romanul, de ce zic continua? Dacă vă amintiți, Nicolae Popa, a venit manuscrisul, așa, Cuvul de Zahăr, cam mai pe-apoi, se apară cu ediție completată, dragii mei, deci la cu unele sugestii de care le-au venit cititorii noștri, în program și ne-au citit o carte. E un lucru extraordinar, e un laborator, acest proiect al nostru, longeviv și foarte, foarte bun. Bine, vreau să zic un lucru doar atât. Prozatorul este autentic, prozatorul rămâne a fi cel care a cuprins în densitatea, pânza aceasta a romanului, revine asupra faptul adevărul, care niciodată nu poate fi contestat. Dragul Gheorghe, avant! Domnul Iată, vă ziceam că sunteți avocat pentru că sunteți, într-adevăr, un avocat al cărții bune. Vorbesc prin prisma poate a faptului cumva am făcut și o conexiune cu biblioteca asta de drept și probabil am folosit acel limbaj juridic și totuși întotdeauna apretați pentru lecturile de calitate. Și acesta a fost și un criteriu, într-adevăr, atunci când am selectat această carte. Credem noi că această carte va fi o lecție de istorie pentru generația tânără, dar va fi și un, prin conținutul acestei cărți, va fi și o carte care va invita să o citească nu doar pe ea, pe această carte, dar și altele. De ce? Pentru că de obicei generația sau adolescenții citesc mai mult romane de dragoste, iar în această carte se împletește foarte frumos acest moment al dragostei cu realitatea pe care a trăit-o, iată, generația mai personajului cantare. Da. Așa că, într-adevăr, această selecție am făcut-o foarte bine gândit și credem noi că vom reuși, vom atrage spre
și să ne inspirăm prin vocea distinsei Doamne pentru un auge nu etern. Această idee de lectură urmoasă este una foarte bună, una foarte frumoasă și rezultativă. În casa noastră, de exemplu, întotdeauna ne-a plăcut să citim în glas. În primul rând am citit copiilor, iar apoi chiar când rămânem cu soțul împreună, până în ziua de azi, dacă găsește unul din nou ceva mai captivant, mai interesant, mai original, întotdeauna zice, ia uite aici, ia ascultă. Deci, cititul în glas, în primul rând, îți mărgește orizontul și mai mult decât atât, parcă te apropie cumva om de om. Acum, despre acest strigăt ministru. Am acceptat cu bucurie invitația lui domnul Budeanu, din considerentul că îmi place să citesc, îmi place să citesc ceva original, ceva interesant, nici nu m-am așteptat ce dramă, ce tragedie cuprinde această carte. Și înainte de a citi un fragment din această carte, vreau să zic că este foarte necesar, foarte important să fie difuzate aceste cărți, în special cartea pe care o cunosc, dar în domnul Rudu încă nu o cunosc, trag nădejde să citesc și cartea dumneavoastră, m-a intrigat, cel puțin fragmentele pe care le-am ascultat, dar aceste cărți, care conțin și istorie, și relații general umane, și relații interumane, nu știu cum putem avea ruși, ucraineni, moldoveni, tocmai această societate în care trăim noi astăzi, iar începutul în această carte este vorba de războiul din 1992. Eram la serviciu și vin studenții și îmi spun, doamna Miruță, astăzi, așa știți, foarte vesel, cu voie bună, doamna Miruță, astăzi orele se contramandează. De ce? Ne ducem la război, ne ducem să-i potolim pe gădăuzi. Bine, se duc. Cum se duc studenții de la Institutul de Arte la Război? Cu conspectele, cu cărțile subțioare. Unde i-au trimis? La ce i-au trimis? S-au gândit oare cei care i-au trimis? Și despre rezultatele acestei negândiri, aceste nechipzuințe din toate părțile și din nechipzuința conducerii noastre, dar și a celor care mereu se străduie să ne țină sub apuc, să ne țină nimic, să ne dea mereu peste cap, să nu ridicăm capul deloc. Deci, din această nechipzuință au fost mutilate foarte multe vieți. Despre unele de mine e vorba și în această carte, un strigăt pe ministru, semnată de Gheorghe Budeanu. Cartea începe astfel. E trecut de miezul unei morți de vară, fără lună și fără stele. Pe râul Nistru, mai jos de orașul Cugina, e atât de întuneric, încât nici nu poți desluși o cruce de lemn care plutește pe la mijlocul apului în direcția tiraspă. Apele o vor purta spre imam, apoi pe lângă cetatea albă, în contrapunsul lor poate să întâlnă încă două zile, după care în două zile, prin vârtejul de imam, până o vor iniți valurile mari de la intrarea în largul Mării Negre. Pe cruce este legat de parcă ar fi răstâlnit un bărbat destul de tânăr, poate avut cam 25 de ani, nici nu geme, dar parcă nici nu respiră, doar strâințe din cămașa e ruptă cu unele de sânge, de-a mâncări cu moțuri deja închegate, atârnă și presat peste valurile mici, ca într-un ritm de muzică cu lebră, lansată diabolic,
într-un mic de univers desfermat basarabean. Mâinile și picioarele sunt strâns legate în noduri marinărești, cu cabluri electrice găsite la numereală, de către niște gardiști, care, în agonia lor, desfănțuită de războiul, simte să unisc de ministru, l-au bătut cu paturi de arme când i-au coastele și au dezbătut la mâini. Patru dintre gardiști, încărbândați de îndemnul neașteptat, au împărut o venenă, care poartă haine militare căzăcești, l-au răstignit pe o fruge scoasă din cimitirul aflat în apropierea locului de staționare a taberelor militare, care e chiar pe Mandemistru, la periferia de sud a orașului Didina, lângă de Barcader. Locotenentul de cazaci a ordonat ca acea cruce cu combatantul moldovean răstignit pe ea să fie dată și un pic să fie apa rândului. Iar când soldații care i-au executat ordinul se întorceau să-i raporteze, el a strigat în bătaie de joc, stupind, ascultând ecoul împușcăturilor dinspre Curtea Gaiului, nu s-a plâns departe de Firasco. Moldoveanul de pe cruce care vorbește acum pe Nisru a vrut să fie un fel de Hristos al românilor. Azi îi oferă această posibilitate. Totodată o să-și vadă ieșirea la Marea Neagră, despre care îmi spunea că rușii au luat-o de la neamul său și ar trebui să-i o întoarcă. Dacă a dorit mai multe, să-i dăm măcar Marea, care o să-l îndică ca el și tot neamul lui să se sature de mare. Noaptea fusese una din luna iulie 1992, an de urgie pe meleagul de așezate cu dragoste în această parte a lumii, mai jos din Munții Carpați și mai sus de Marea Neagră, între râurile Nistru și Cluj. Sunt pământuri ale vechii Moldovei, care pe parcursul istoriei au cerut cu diferite stăpânii străine. Moldovenii din stânga Clujului întotdeauna și-au manifestat dorința de libertate. Au pus timpuri în care ei au stat la marginile țării românești ca ziduri de cetate. Acesta este începutul creației. Eroii trec prin niște încercări umplite și, într-adevăr, dacă este vorba de dragoste, acțiunea se desfășoară pe o perioadă mai îndelungată, peste 20 de ani chiar. Deci, și anii își lasă amprenta și evenimentele își lasă amprenta peste soarta lor, peste chipul lor. Și aș vrea să vă citesc și ultimul fragment cu ce se încheie acest roman. Pornind din Basarabia, personajul central ajunge în România în intenția de a ajunge la Mănăstirea Neamț. De ce? Pentru că această cruce pe care a fost răstignit a avut totuși norocul să fie cumva pescuită, prinsă, scoasă la mal, lângă Mănăstirea Noului Neamț de la Tuscani. De un idiot cu o prietate de un bătrân care a venit și el, poate să prindă un pește, poate să-și aducă o măpriță pe malul râului la Păscut. Și iată cum încheie acest roman. Ajuns la Cascada Doilea, Dragomir, eroul central, așa se numește. Dragomir a găsit aici un grup de bolnavi gălăgioși, coborâți dintr-un autocar. Un bărbat în misterologie le povestea ceva. S-a oprit și el ca să admire minunea de apă care curgea parcă din cer. La un moment dat, bărbatul s-a apropiat de Dragomir, l-a salutat voios, arătându-i că îl cunoaște. M-a văzut în satul nostru. Mi-a plăcut ca
a țărit în ajutorul doamnei profesoare. M-a impresionat și acoperișul pe care l-ați ridicat sub îndrumare inginerul de Popa. E frumos și arată că va dura mult. Copiii aceștia sunt elevii doamnei profesoare. Le-am organizat eu o excursie la Lacul Vâlea, deci lumea ei este prinsă azi cu lucruri mai importante. Am ajutat-o că și ea este receptivă atunci când avem nevoie de generozitatea și inteligența ei. Catinca este profesoară la școala de stat, s-a arătat Dragomir de Dumnezeu. Copiii urmează în autocar și șoferul va suna aplecare. Profesorul a sărit pe scara autocarului și din ușa încă deschisă i-a strigat. Catinca îi spun țărani în sat, că-i mai românește, dar la școală este doamna Ecaterina, profesoară de geografie, bună noastră basarabeană. În aceeași clipă, lui Dragomir, i s-a părut că urlătoarea Vâlea, pătrubat, s-a transformat în cascada Niagara și a mintit imediat de Anunița, de pe sânul din partea dreaptă a Ecaterinei și de cea de pe sânul Catincăi, de dealul cu Mărgele și de sfânca stelară, de ciorba cu locul de uștean și cimbru, de rochea angulare de șenie. Și-a dat cu porul palme peste frunte. Vai, cât de nemilos este timpul cu învățișarea omului, dacă nici nu ne-am recunoscut unul pe altul. A străcuns repede cu privire tot în timpul fiii bărilor din mulți și mi s-a părut că undeva departe, în șerpuitul transport arășanului, ea mai stătea la margine de drum, în ochia sa de culoare de șinie. O vedea ca pe o gunză. A strigat, se conținea pe mâine. Catinca! Ecoul de strigături se înălțau, se înduceșau peste festele munților și străbădeau prin băi spre lacul Hidral, iar de acolo, peste întinsurile întregii României, urmând să ajungă, tocmai la Nistru, unde bat clopotele mănăstirii Noul Neamț și unde, pe prispa unei căsuțe, din apropierea locașului Sfânt, stă și fumează Dumnezeu Petruț, un bătrân de aproape 90 de ani, care încă nu poate să moară, pentru că vrea să se întâmple minunea la care a visat o viață întreagă. Pentru că nu m-am așteptat ca romanul să fie pus în acest
Și asta mă face suflet. Sau să mi se pare că este o carte bună. A fost selecția cel? Deci am făcut lansarea la Unirea Scriitorilor, unde au fost mulți critici literari, poeți, prozatori și au vorbit foarte mult despre această carte. Inclusiv Unirea Scriitorilor, ne-a spus în atenția. Mulțumesc organizatorilor acestui program și, da, vreau să menționez că intuitiv sau așa a fost ca carte să fie gândită într-adevăr pentru reprezentanții generațiilor mai tineri care nu cunosc ceea ce s-a întâmplat în 1992 la Nistru. Și fiind ziarist, toată viața am lucrat în presa scrisă, am avut o frică mare ca să nu rămânem spre publicism. Romanul trebuie să apară în 2014, dar s-a început tragic, s-au început tragice evenimente din sudul Ucrainei și ne-a zis ideea ca să duc eu acolo, unde regiunea Donetsk, unde el se răspună de dușmanul său care venise și la Nistru, Crasav Kalin. Iar de acolo se întoarce și merge în România. În fine, îmi pare bine că dar am înțeles că în cadrul acestui program voi avea și de lucru împreună cu bibliotecari și cu susținătorii mei de astăzi, pentru că dacă reiau care era însuțit și cum ne va susține valorul acestui program. Felicitări dumneavoastră cu ocazia celei de-a 17 ediții și mulțumim inclusiv susținătoare Vera Meruță, voce de Laura, a fost numerată națională. Asta m-a făcut să iau tot. Și acum să trecem spre cele treia carte incluse în acest program. Și acum îi zic pe doamna Maria Fiuchin să ne vorbească despre cele treia carte incluse în acest program. Să vedem ce ne spun criticii literari despre o parte drăguță și la copertă, drăguță și la culoare, dar destul de interesantă și pe interior, pentru că elementul sau firul istoriei, sau promovării istoriei, învățării istoriei, este transpus și în această carte. Cred eu că va fi și ea o lecție pentru cei mici, va fi și ea o lecție de a atrage la lectură și copilul, dar și părintele, mama, tata, de ce nu? Mai ales că am sesizat acest moment în ziua când a fost lansată această carte, cu cât și dragoste, dar cu cât interes a fost primită această carte în rândul părinților. Felicitări, Viorica Kowalski, pentru că ați acceptat să fiți în cadrul acestui program și mulțumim și Marie că și de această dată vine să ne vorbească despre această carte. Moldița Căița, Zâmbrișor, Cornișor, de pe Muntele Dor. Foarte interesant și titlul acela, care e la fel de rima, da? Dragii prieteni, bună ziua, vă salut și să știți că la un moment dat am avut o senzație de foarte de bine, fiind aici, în jocul vostru, pentru că am zis că noi facem un lucru foarte și foarte frumos. Și în acest sens chiar m-am gândit într-o formă foarte așa mulțumitoare, să zic, la bibliotecari. Cei care de foarte multe ori stau cumva în spate, dau cartea, asigură, să zic, o infrastructură umană și nouă ne scapă să-i observăm, dar ei, de fapt, sunt promotori ai cărții. Și mulți dintre cei care au venit astăzi vin din Breaslă,
și intendent să vă felicit în primul rând pentru acest program. Am înțeles că sunt 17 ani, de grabă ajunge la majorat programul și e un semn bun. E foarte bine că Chișinău totuși citește, pofida multor lucruri care se întâmplă și ar părea că nu ar trebui să citească. Despre Viorica Kowalski. Vreau să vă zic în primul rând că Viorica Kowalski este în primul rând un scriitor talentat. Viorica Kowalski știe să imagineze o lume de bază. Viorica Kowalski știe să fie și o descriptare profesionistă. Și apropo, discutam într-o zi cu doamna Mariana Cujescu și ziceam că noi în Basarabia aducem lipsă de scriitori profesioniști. Pentru că ce înseamnă a fi scriitor profesionist? Scriitorul profesionist este nu doar cel talentat, talentat avem foarte mult. Scriitorul profesionist este cel care are școală și are responsabilitatea cărții. Probabil că m-am maturizat și eu în care criticii, dar să știți că devin foarte aplică textele unor mari scriitori din Basarabia, care nu pun pliculele și nu sunt atenți la textele lor. Și recent să știți că chiar m-am supărat sau o carte, dar o jucat. În cazul Viorica Kowalski, e o mare responsabilitate față de text. Probabil că este școală bolțeală. Pentru că a plecat doamna Maria Ciartiski, știu că a fost studentă, dar mie mi se pare că nu are nicio treabă cu nicio școală, ci ține de om, de individul care vine asupra textului. Un text îngrijit, un text făcut cu multă responsabilitate. Și a treia componentă despre care ziceam în cazul scriitoarei Viorica Kowalski, e o scriitoare școlită. Pentru că foarte mulți scriitori talentați și observ că după noi vine o generație fenomenală de scriitori, dar care nu sunt școliți. Și dacă nu vor pune mâna pe cărți, chiar pe teorie literară, mi se pare că vom avea undeva niște lacune la care mentorii, cei care îi ghidează, ar trebui să lucreze. Pentru că toate aceste componente fac o literatură. Ori Viorica Kowalski le cumulează pe toate aici. În primul rând, când deschizi cartea, vezi cartea arată așa, e o carte foarte frumoasă și în acest sens vreau să vă atrag atenția că și cei care fac cărțile trebuie să fie foarte atenți cum fac cărțile, mai ales pentru copii, pentru că vă dați seama că e o primă relație cu cartea și dacă volumul nu are o prezență fizică bună, s-ar putea întâmpla copilul ăsta să nu mai citească la viața lui. E o carte frumoasă și vă ziceam când deschidem cartea, avem un cântec, Dorul, versuri de Viorica Kowalski și muzică de Eugen Doga. Viorica are o prietenie frumoasă cu Eugen Doga, i-am surprins în diferite activități și o felicit pentru acest fapt. I-a opus valoarea adusă și cărții. Mai departe, să știți că veți deschide, eu cred că fiecare din voi, când au zis că s-a gândit că totuși e cumva așa un pattern, un stereotip cu zimbru. Da, noi moldovenii cu zimbru pe sema de stat. Și să știți că, într-adevăr, e un subiect riscant. Foarte mulți scriitori pe care scriu pentru copii iau subiecte exotice. Extraterestri, internet, roboței, cei ce de foarte bine astăzi la copii și care, vă zic, e un soi de pitoresc tehnologic pe care le exploatează. Și nu mai chiar le reușește. În cazul Viorica, ea nu a mers pe acest drum, ea a revenit la un tezaur al nostru. În primul rând ne gândim la cel descălecat al Moldovei cu zimbru, da? Ne gândim la vasurile noastre, la legendele noastre. Și ea a revenit la acest corpus, dar a practicat un soi de relectură. Pentru că ceea ce se întâmplă în carte nu e de acord, da? E o revenire la subiect și propunerea unei lumi pe care o creează autoarea. Și o creează cu foarte multă dexteritate, vreau să vă zic. E un drum inițiatic aici. Antivorbitorii mei se refereau la romanul lui Dumitru Crudul și, într-adevăr, e un roman ca și cel, un american la Chișinău. Dumitru îi plac aceste personaje care parcurg un drum
și personajul Viorica, la fel, acest dimineșor parcurge un drum. Probabil că Viorica a fost o studentă bună și atunci când a trebuit să citească Fropp morfologia basmului, a fost atentă. Sau poate vine ei din lecturile ei din basme, o cititoare bună, dar ea respectă structura unui basm tradițional, totodată venind cu un stil modern de scritură. Aceasta îmi place în carte. Zimbrișor pornește la un drum, dar nu e drumul unui idiot care merge și pur și simplu parcurge un drum. Zimbrișor are o misiune să schimbe viața și să schimbe lumea, să schimbe viața celor pe care îi întâlnește. Și aici vreau să zic că Viorica își construiește personajele de o manieră stereometrică, nu e planimetrie. Pentru că în momentul în care afle despre Joi Mărița, Ierele, Pădurea Neagră, care sunt niște entități negative în bas, nu se constată pur și simplu că ele sunt niște ființe negative, ci ți se dă și o explicație de ce li se întâmplă lor acest lucru, da? E un soi de motivare a esenței lumii. Și atunci devii mai atent chiar tu, adultul care citește. Sau ascult cum citește copilul tău. Pentru că ea explică la un moment dat de ce aceste ființe sunt rele. Pentru că sunt nefericite. Da? Adică nu există oameni răi și nu există să zic, personaje negative, ci există situații negative care ne determină într-o situație sau alta să fim răi, negativi. Dar tot ea propune o soluție, un remediu, dacă vreți, dragoste și dor. Adică putem trata lumea de rău prin dragoste și dor. Și dacă cineva, asta află copilul, de fapt, cine, dacă cineva este rău, este așa pentru că a avut puțină dragoste și se vede că nu i s-a făcut zor de lucruri frumoase și bune. Apare vânătorul, apare moartea, să știți că copilul meu a plâns în acest moment și e foarte bine dacă un copil plânge cu o carte în mână, să nu vă temeți de acest lucru, pentru că și exercițiul sensibilizării mentalităților infantile, a psihologiei infantile e foarte necesar și cartea e un instrument în acest sens. Și în acest sens e o lectură funcțională, scurt și condensat. E un final trist de legendă, dar eu am prezentat acolo, e de acea modernitate despre care vă spuneam și un mesaj ecologist, pentru că omul, vânătorul din toate timpurile, vine asupra acestei lumi, o distruge, intervine în lumea naturalului și, de fapt, omul este cea mai rea ființă care ar trebui să se schimbe, să se transforme și să știți că Zimbrișor reușește. El operează o metamorfoză lumii și pădurea, ghierele, Joi Mărița, toți devin buni, pentru că de fapt este vorba de niște blesteme și niște brești pe care în poveste personajul reușește să le desfacă. Adică putem depăși răul prin bine, prin bună intenție și în acest sens eu aș spune că este o carte profund educativă, din care un copil va învăța să devină, să fie mai bun, e o carte și motivațională pentru copii. Deci, atunci ne-am gândit să fie luată în calcul în cadrul acestui program. Vreau să zic că Viorica Covascu, omul, e un homoviator, adică un om călător. De multe ori o vedem, ba e la Veneția cu cărțile, ba e la Chișinău, ba e la Bălți, ba e unde te mai duci cu Viorica. Și Zimbrișor e un călător, dar a știut să cumuleze niște prezenturi din autoare. Dar vreau să vă zic că recomand cu toată încrederea această carte dumneavoastră și copiilor dumneavoastră și cititorilor dumneavoastră pentru bibliotecarii care au venit astăzi. Încă un moment important sunt ilustrațiile pe care mi le-a dat Violeta Zaculica, o ilustratoare celebră la Chișinău și să știți că toți editorii se bat pe ea, pentru că e o profesionistă, cu imagini care îți iau ochii, care în sine sunt niște capodopere. Doar să rămână imaginile și e deja, să
zic, un suport pentru profesori la clasă. Eu cred că copiii care vor participa în cadrul acestui program vor învăța multe din această carte. Felicitări pentru autoare, îi mulțumim că a acceptat provocarea noastră, că nu este o provocare în relevanță a domnului Iulianu. Programul presupune muncă, adică nu pur și simplu stăm și ne oferim interviuri, dar chiar muncim și noi vă mulțumim pentru faptul că dumneavoastră ați acceptat. Dar mie mi se pare un lucru firesc, pentru că în momentul în care un scriitor vine cu un manuscris pe care îl editează și propune publicului o carte, deja presupune această relaționare cu publicul. Pentru că dacă zici că eu am scris așa, dar nu mă interesează părerea publicului, pe atunci trebuie să scrii insertat. Dacă suntem atât de orgoloși, să zicem că nu ne interesează. Ne interesează pentru orice autor e interesat de un feedback, o reacție inversă. Și să știți că de multe ori m-am surprins că atunci când cineva mărturisește că mi-a citit o carte, nu știu, rămân ca un copil așa, că se dă o bomboană, un soi de sentiment al fericirei primare, dacă vreți. Felicitez și pentru ceilalți doi autori. Eu cred că am dat startul frumos astăzi și vă rugăm pe cei care sunteți prezenți în sală să promovați aceste volume, să invitați la lectură, pentru că și noi, ca un zimbrișor, cornișor, vom putea să schimbăm această lume. Și apropo, în sală, e o tânără cercetoare care deja a citit cartea, dar cred că o anunță doamna Hajescu. A scos puțin apă din izvorul dorințelor.
Eu aș dori ca doamna Veronica să mă scrie niște cărți la fel, pentru că sunt foarte, foarte interesante. Felicitări! Tânjesc după seratele literale de aici și am pus
temelia unui proiect, sper să ne reușească, pentru de Alexandru Iacob și câțiva prieteni de la ea și diaspora literară. Așa că eu vă invit cei doritori pe toți să participăm noi cei de aici și cei de acolo, pentru că deja limba română nu mai este poziționată geografic, ea trăiește în toată lumea. Mulțumesc inițiatorilor și tuturor care sunt implicați, pentru că și ce să vă zic, hai să avem prea multă. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Credeu că 2020 va fi un an destul de laborios și pentru noi bibliotecari, pentru că vom avea de lucru. Mă refer aici la diversele parteneriate care va trebui să le menținem cu școlile, liceele, pentru că ne vom fi alături în promovarea acestor trei cărți, dar vom fi destul de aproape și de cei trei, doi scriitori și o scriitoare, așa cum aș menționa Viorica, care a existat bine. Am ținut cont și de acest gender balance, pentru că suntem cumva pe linia UTT-urilor, care obiectivelor durabile, care ne spun într-adevăr să promovăm și această idee. Probabil trebuie și noi bibliotecile să ne implicăm pe toate palierele. Eu zic să ne dorim spor în acest program, să fim tot atât de activi, tot atât de creativi. Ziceam eu că noi vom încerca această notă a oferirii filmelor, trailerilor de promovare a cărților, tocmai va fi un, nu știu, un truc al nostru pentru a face pe copii, adolescenți, să citească mai atent și să își expună opiniile în aceste filmulețe care vor circula în mediul online. De ce nu vom menține și acele ring-uri sub intermediul bibliotecilor, dar de această dată îi vom provoca și la un anumit concurs între cartiere, între cartiere și bibliotecile de cartier, așa încât la final, într-adevăr, să ne întâlnim noi bibliotecari cu cei mai buni cititori ai Chișinăului într-un eveniment final, la care ne vom împărtăși și opiniile și, de ce nu, bucuria lecturii. Pentru astăzi, eu vă zic o zi frumoasă în continuare și vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi în această zi semnificativă, de altfel, ziua promovării lecturii. Modul din acest an am precizat din ceea ce s-a prezentat astăzi pe internet că este citește, setează, citește. Ceea ce înseamnă că citește anunțul că e astăzi ziua cititului împreună, setează-ți în agenda o listă de literatură ce